După ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului rod, ea... Ia... ...misterioasă. Nu aș vrea să-i confundați cu vrăjitorii, cu ghicitorii, cu cei care se ocupă cu spiritismul sau cu mai știu eu ce, cu vrăjile. De obicei cam asta ne duce cuvântul acesta... E greu să găsim o, un termen potrivit în limba română. Erau niște înțelepți, niște oameni înțelepți. Ei, de fapt, se numesc regii magi. Adică nu erau uh, niște ghicitori în palmă. Erau niște oameni deosebiți, înțelepți veniți din Orient. Oamenii aceștia însă, Dincolo de tot ceea ce poate însemna, pentru că nu vreau să zăbovesc asupra ceea ce făceau magii, ce însemnau ei, însă în această seară oamenii aceștia ne pot sta nouă ca exemplu, ca model de închinare. Pentru că primul gând pe care l-au avut în inima acești oameni, când au aflat că s-a născut un împărat, ei și-au dat seama că atunci când te duci înainte unui împărat, nu poți să mergi cu o altă atitudine decât cu atitudinea de închinare. De aceea în această seară noi suntem aici și suntem în casa marelui împărat. Și cred că fiecare dintre noi am venit aici cu gândul să ne închinăm. Și dacă am venit să ne închinăm, eu cred că ar fi bine în câteva minute să vedem și să înțelegem ce presupune închinarea, ce înseamnă închinarea. Putem să învățăm de la acești oameni modul în care se închină cineva, modul în care trebuie cultivată închinarea, modul în care trebuie să se exprime închinarea, să se manifeste închinarea. Pentru că închinarea nu înseamnă doar să-i plecat genunchiul, l ai făcut o cruce și ai plecat. Nu asta înseamnă închinarea. Închinarea înseamnă mult, mult mai mult. În primul rând, închinarea înseamnă dorință. O dorință intensă. Oamenii aceștia au văzut steaua, au înțeles ei din, din ce au citit ei, Dumnezeu, pentru că El a rânduit toate lucrurile, a scris mesajul lui în stele, iar acești oameni l-au descifrat prin steaua pe care au văzut-o. Și oamenii aceștia au înțeles mesajul pus de Dumnezeu, pentru că nu diavolul face stelele să răsară. Dumnezeu este cel care în stele a scris mesajul său, iar acești oameni au fost suficient de înțelepți pentru a interpreta corect mesajul lui Dumnezeu. De aceea au avut o dorință de închinare. Să știți că închinarea nu trebuie să fie ceva obligatoriu, nu pentru că te împinge cineva, nu pentru că te obligă cineva, nu că te pune cineva să te rogi. Din păcate, cam cei mai mulți așa au crescut. Copiii au crescut că i-au pus părinții să se roage. Că le spun părinții, stați copii cu mința aici la Dunare, ne rugăm. Și ei nu, nici la rugăciune și niciodată nu sunt cu minții, nu sunt atenți și nu se roagă. Și închinarea este ceva care ne obligă cineva să o facem, să o aducem. Ei bine, închinare înseamnă în primul rând dorință, ceva ce pornește din lăuntrul tău. Nu i-a trimis nimeni acolo. Nu le-a spus cineva, vă dăm atâta și mergeți acolo, explorați, vedeți și aduceți altora. A fost dorința lor, pentru că închinarea trebuie să plece din adâncul inimii, din profunzimea sufletului tău, să-L cauți pe Dumnezeu. Închinarea presupune, în primul rând, dorință, dorință de închinare. În al doilea rând, închinarea presupune interes. Bun, eu vreau să mă închin lui Dumnezeu, dar trebuie să mă intereseze. Trebuie să mă intereseze cum? Trebuie să mă intereseze unde? Trebuie să mă intereseze când? Ea presupune multe întrebări. Și eu îmi pun aceste întrebări, de aceea noi Niciodată nu vom învăța suficient de mult în privința închinării și avem nevoie mereu și mereu să ne actualizăm cu privire la ceea ce îi place lui Dumnezeu, ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Asta presupune interes, să-ți spese. Dacă vrei să faci un cadou cuiva, așa că te interesează oare ce îi place, oare ce culoare. Oare. Cum ar vrea? O ar vrea? Dacă vrei să faci un cadou cuiva, dacă vrei să aduci închinarea, nu aduci ce îți place ție, ci te gândești la ce îi place lui. Pentru că nu uitați că închinarea trebuie să fie plăcută lui, lui Dumnezeu. Noi, lui Dumnezeu, ne închinăm și închinarea noastră trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al treilea rând, închinarea presupune insistență. Întotdeauna când îl cauți pe Dumnezeu, întotdeauna când îți propui un lucru bun în viață, nu vei reuși din prima. Nu-ți va merge bine din prima. Vei fi dezamăgit câteodată, vei, su vei fi surprins uneori să observi că ai greșit. O, oh, ce bine ar fi! Ce bine ar fi să realizezi că greșești, să admiți că greșești. Magii acestea au greșit. Au mers ei cât au mers după stea, dar apoi au mers după părerea lor, după ideea lor. Împăratul nu poate fi în altă parte decât în capitală, decât la Ierusalim, decât în casa împăratului iudei, care nu era din seminția lui David, care nu era iudeu, care nu era evreu, era un impostor. Era pus de romani acolo, era pus de oameni, nu era rânduit de Dumnezeu, nu era iudeu, Irod. Dar ei au mers după părerea lor după opțiunea lor. Și au greșit. Și tu poți să greșești de multe ori. Vrei să te închini lui Dumnezeu, vrei să faci un bine și îți dai seama că nu-ți iese. Ceva nu-i bun. Ai greșit undeva. E bine, când ai greșit, recunoaște că ai greșit. Revizuiește. Ai greșit adresa. Schimbă, mergi, repara. Asta înseamnă insistență. Asta înseamnă să te mai rogi. Eu mi imaginez pe acești magi, au ieșit dezamăgiți de acolo, din Ierusalim, și au spus, Doamne, și acum încotro o luăm. Și acum ce facem? Unde ne îndreptăm? Dacă nu e aici, unde? Și de aceea, de aceea eu cred că, pe de o parte, n-au mai putut de bucurie, o bucurie pe care nu mai puteau stăpâni, nu mai puteau controla, nu știu, băteau din palme, săreau în sus, nu știu, știm doar că n-au mai putut de bucurie. O bucurie incontrolabilă, care scăpa de sub controlul emoțiilor și al rațiunilor. Dar asta a fost pe măsura căutărilor, pe măsura rugăciunilor. Probabil s-au rugat, am vrea, am bătut atâta drum, am venit atâta timp aici, am venit cu darul și acum totul în zadar. Oare totul să fie în zadar? Ne-am pregătit atâta, am cheltuit atâta, am făcut atâtea și acum? Și acum ne dăm bătuți? Știți că de multe ori noi ne dăm bătuți. O închinarea înseamnă tocmai asta, insistență. Nu te da bătut. Ai greșit, repară. Ai căzut, ridică-te. N-ai ajuns unde trebuie, nu este ceea ce trebuie, nu este ceea ce îți dorești, dar continuă, insistă, pentru că Dumnezeul, Dumnezeul tău, căruia vrei să-i te închini, ți se va descoperi. Dumnezeu se descoperă celor ce-l caută, celor ce-l cheamă, dar spunea el, dacă mă căutați din toată inima, oamenii aceștia îl căutau pe Dumnezeu cu toată inima. Aveau o dorință de închinare, aveau interes de închinare și insistau în a dori închinarea înaintea lui Dumnezeu. Dar în al patrulea rând, închinarea presupune și efort. O, oh, e simplu astăzi. Stai frumos în fotoliu. Te pui pe canapea, pui mâna pe telecomandă, pe telefon și vizitezi toate bisericile și toți predicatorii tăi care îți plac. Bineînțeles că cei de departe îți plac extraordinar, pentru că nu-i vezi și nu-i cunoști cine sunt în realitate. Și e foarte ușor să-i apreciezi. Poate dacă ai sta lângă ei toată ziua, n-ai mai dat atâtea like-uri. Și oamenii astăzi trăiesc într-o Într-o închinare de genul acesta, în camera lor, dacă se poate în dormitor, din când în când se mai adormă, se mai trezesc la câte o cântare mai, mai ritmată. Și acolo, cu telecomandă mână, mai schimbă, de pe un canal pe altul, de la o biserică la alta, oamenii se închină, fără să depună nici măcar un minim efort. Oamenii aceștia au venit de la sute de kilometri n-au venit cu avionul. Au făcut zile, zile în șir. Un drum extrem, extrem de lung. Închinarea pentru ei a presupus efort. Ei pentru unii închinarea e greu de dimineață, dar nici de Crăciun nu poți să te trezești dimineață. Cum să vii tu de dimineață la ora 10? Ai și tu o sărbătoare, doar de asta o ai, nu? Să dormi și tu până la 12, că e greu să te trezești să vii la ora 10. Dar ne închinăm. Lasă că ne închinăm și acasă. Ne rugăm. Noi urmărim bine că dăm transmisia live de la biserică. Închinarea presupune efort. În al cincilea rând, închinarea presupune sacrificiu. Nu doar efort, dar trebuie să sacrifici. Sacrificiul, care e diferența între efort și sacrificiu? Efortul, dar îl depun, fac ceva, merg, umblu, mă pregătesc. Dar sacrificiu înseamnă, eu am alte lucruri de făcut, aș avea altceva de făcut. Dar uite, sunt la o răscruce, trebuie să decid, fac asta sau nu, vin la biserică sau nu, Și ce înseamnă sacrificiu? Să renunț la ceea ce aveam eu mai bine sau mai mult de făcut, renunț la odihna mea, renunț la ceva al meu, renunț, renunț, renunț la de rău stăteam ieri sau azi dimineață, n-ar fi trebuit să fiu astăzi la biserică. Dar sacrificiu înseamnă tocmai asta. Să spui, dincolo de toate, dincolo de, de, modul în care stai, de, cum ar, de ce se întâmplă în viața ta, sacrificiu înseamnă să renunți la mine. Pentru că oamenii aceștia nu de plictiseală au mers la Ierusalim. Nu pentru că n-aveau altceva de făcut, nu pentru că asta era munca lor, sau asta era meseria lor, sau asta era căutarea lor. Au renunțat. Au lăsat în urma afacerile lor, au lăsat familiile lor, au, au lăsat multe lucruri din viața lor și s-au dus la închinare. Asta presupune închinare. Asta înseamnă, de fapt, jertfă. Jertfă înseamnă să sacrifici, să renunți la ceva. Orm, noi astăzi vrem închinare, dar fără jertfă să nu ne coste nimic. Știți ce spunea David? A venit cineva și a spus, David, tu fă du adu tot, dar las că plătesc eu, pune în contul meu, îți dau eu cardul, tu cheltuie cât vrei, eu plătesc. Ai sponsor, David. Și David a spus, aleluia, îmi dă domnul sponsor, bine că dau alții bani pentru noi. David a spus, nu, nu mulțumesc. Eu, eu așa nu mă închin lui Dumnezeu. Eu nu aduc domnului jertfe care să nu mă coste nimic. Eu nu aduc Domnului jertfe. Vrei să dai și tu? Dă și tu! Slavă Domnului! Dar eu aduc Domnului jertfe care să mă coste. Asta înseamnă sacrificiu. În al șaselea rând, închinare înseamnă dărnicie. În Vechiul Testament, oamenii aceștia nu știu, știau Biblia, nu știau cât știau, cât știau despre Dumnezeul Israel, nu știm. Dar devin un, un model de închinare. În Vechiul Testament se spune așa, la altarul lui Dumnezeu, când te urci la altar, când mergi la Ierusalim, la casa lui Dumnezeu, să nu te urci cu mâna goală. Adică nu mergi cu cântare, eu n-am ce da. Nu mergi. Omule, n-ai ce da? Ok, bun. Du-te și prinde o vrabie. Prinde o vrabie și adu-o pe altar. Dar tu nu te poți prezenta cu mâna goală. Și eu sunt sărac, eu am datorii, eu nu lucrez de trei luni de zile, eu am problema asta, eu n-am ce să dau. Nu, Dumnezeu a spus, există o regulă. Nu te urci la altar cu mâna goală. Nu poți spune închinare, dar știi, n-am adus nimic. Nu există așa ceva. Este un nonsens. Nu poate exista închinare fără jertfă, jertfă fără dărnicie. Nu se poate asta. Evreul știa foarte bine treaba asta. Cât de puțin aduc. Și Domnul Iisus când a fost dus, părinții lui erau părinți săraci. Maria și Iosif erau săraci. Și Biblia sublinează asta, că l-au adus la templu să se închine, au dus două turturele. Doi porumbei. Minimul. Nu cere Dumnezeu bogății, nu cere Dumnezeu milioane. Ești sărac, aduci cât ai, după puterile tale. O văd, va venit într-o zi cu doi bănuți. Dar a respectat principiul. Pentru că n-a existat în istoria lui Israel un om care spune, mă duc, mă închin, dar asta e în buzunarul meu, e gol, eu n-am ce să aduc lui Dumnezeu. Ei, ei învățau de mici treaba asta. Nu există asta. Și de aceea magii aceștia sunt ca un exemplu. Când i-au venit, și s-au închinat și au deschis visteriile aur, smirnă și tămâie. Au dat după puterea lor, se vede că erau bogați, de asta spun, nu erau oameni așa de, de o clasă medie sau joasă. Erau oameni din înaltă societate. Și au adus daruri pe măsura lor. Dar au adus daruri, pentru că întotdeauna închinarea presupune dărnicie. dăruiește. Și în ultimul rând, închinarea presupune ascultare. Pentru că atunci când te închin lui Dumnezeu, tu vii să stai de vorbă cu Dumnezeu. Tu vii să te întâlnești cu Dumnezeu. Tu vii, aștepți, aștepți o reacție. Dacă ne s-a vorbit despre reacțiile noastre, bine ar fi să te întrebi. Întreabă-te cu privire la aceste sărbători, care este reacția cerului față de tine. Că atunci când doi oameni se întâlnesc, ei provoacă reacții. Reacțiile sunt reciproce. Tu poți avea reacția ta, dar gândește că și cerul are reacția lui. Biblia ne spune că atunci când un păcătos se pocăiește, cerul întreg se... se bucură. Dar dacă... Dar dacă vii în biserică și aici bombănești și aici critici și aici nu te închini și aici ești morocănos și aici ai atitudini letale, care crezi că este reacția cerului? Știți că îngerii lui Dumnezeu sunt mesagerii lui Dumnezeu care duc reacțiile noastre de aici. El cercetează inima și gândurile dincolo de ceea ce se vede, ce se filmează. Dumnezeu vede intențiile tale, vede pornirile inimii tale, vede atitudinile tale, le untrice, el le vede. Care este reacția cerului? Ce produci tu? Ce reacție stârnești tu în cer? Vreau să ne apropiem de încheiere, dar nu pot să nu subliniez ceva. Vorbeam dimineață, pentru că din copilărie am spus, dar din păcate, din zilele noastre, lucrul acesta se intensifică. Sunt oameni care aduc atâta de serviciu lucrării lui Dumnezeu și îmi dau seama pe de o parte de unde provine asta, cel puțin la noi în România. Spuneam cu ceva timp în urmă că am citit manualul combatantului de partid. Și care era atitudinea comuniștilor și cum își învățau comuniștii pe oamenii lor, pentru că cel mai mult pe ei îi interesa sărbătorile. Ei știau că sărbătorile sunt ceea ce se transmite mai departe și prin sărbători se transmite adevărul lui Dumnezeu mai departe. Și erau două sărbători pe care ei trebuiau să le anuleze cumva: Paștele și Nașterea Domnului, Învierea Domnului și Nașterea Domnului. Și făceau tot posibilul. Și de aceea, și prin biserici erau infiltrați, care să nu sărbătorim, să nu cântăm, ce colindat, ce facem și cu toate subiectele astea, cât se poate să stârnească tot felul de, de, de reacții de genul. De aceea, când vedeam astfel de oameni, știam cam cine-i pune și știam cam care-i sursa. Și cine îi inspiră pe ei? Și de ce se tulbură mai ceva ca Erod altă altădată? Că nu le convine că se cântă lui Isus? A cântat niște colinde e păcat? A venit la biserică în seara asta e păcat? A sărbătorit nașterea Domnului e păcat? Și totul e păcat, și totul e păcat, și cât se poate, totul e greșit, și totul e rău, și abia așteptau să găsească un cuvânt Crăciun sau altul, atâta stingerea parcă nu știu ce se întâmpla. Și din păcate încă se văd, au rămas reminescențele cele, au rămas. De aceea, în zilele acestea, nu pot să vă spun altceva decât bucurați-vă că Domnul Isus a născut. Este o mare veste, este cea mai mare veste din lumea asta. Gândiți-vă la un singur lucru. Gândiți-vă la un singur lucru. Imaginează-ți, știu că sunt oameni care au tot felul de datorii, imaginează-ți că ai o datorie pe care nu o poți plăti. Ai vrea să-ți cumperi o casă, dar n-ai bani. Ai o datorie, n-ai de unde să ai bani. De atâtea ori am trecut prin situații de, Doamne, cum să... Și vine cineva și îți spune, doar îți spune, las că plătesc eu, las că mă ocup eu. Care e atitudinea ta? Hmm. No. Care e reacția ta? Dacă vine cineva și spune, plătesc eu în locul tău, nu va fi bucurie? Dar Domnul Isus a plătit mult mai mult decât o datorie mică. A plătit datoria pe care tu niciodată nu o puteai plăti. Și el a venit să-ți aducă, de aceea este cea mai mare veste din lumea asta. Și de aceea ar trebui bucuria noastră să fie pe măsură, pentru că e cea mai mare veste. El a venit să plătească datoria păcatului tău. Și acum tu te întrebi, dar stai puțin, chitanța, cum e, prin ce, o plătești, să vedem dacă mie îmi stă bine, să vedem cu mâini, să vedem dacă are barbă, dacă nu, dacă... Îți pui întrebări din astea ridicole. În seara aceasta bucură-te că Domnul Isus a venit. Și du-mai departe, vestea bună. Vor merge tineri cu colinda, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Din păcate au fost și sunt încă biserici în țară. Nu mergeți cu colinda, vă punem deoparte. Că așa face lumea. Nu faceți cozonaci, că face lumea și totul face lumea. Să nu păcătuiți cum păcătuiește lumea. În rest, când vorbim despre Domnul Isus, când cântăm despre El, când ne închinăm Lui, când ne bucurăm împreună cu familia la o sărbătoare, nimeni să nu vă judece, spunea Pavel, cu privire la o zi sau alta, cu privire la mâncare sau băutură. Dați slavă Lui Dumnezeu, mulțumiți Lui Dumnezeu, bucurați-vă, sărbătoriți și înălțați pe Cel care este vrednic să fie înălțat.